Valisterian, ai scos de curând un CD și l-ai lansat alaltă seară la Casa Eliade. Te rog să ne vorbești despre ce CD, ce cuprinde el. Da, așa este. Vineri seara s-a îndeplinit unul dintre visele mele întotdeauna, după 25 de ani de carieră, să pot cuprinde câteva din cântecele pe care eu și prietenii mei le-am considerat ca fiind cele mai frumoase, din cele pe care le-am compus, în această compilație care se numește, nu cu emfază, The Very, Very Best Of, ci pentru că e o expresie consacrată și poate suna stupid să spun cele mai frumoase, deși sună adevărat. Nu, dar chiar așa și este. Cine sunt prietenii tăi care te acompaniază astăzi? La chitară un vechi muzician român, care se numește Ilie Vărvăranu. Da, fost membru al Cenacului Flacăra în anii 70. Și el, da. La chitară bas Dan Pirici și la percuție Oliver Sterian și ei membri ai Cenacului Flacăra prin tatăl lor. Normal. Câți ani are Oliver? Mi-a suflat, 22. 22. Mulți înainte și ne bucurăm că ești împreună cu băiatul tău aici. Mulțumesc, Tatăl. Eu mă bucur că sunt aici și probabil că aici trebuie să fiu. Am să-mi permit să spun doar două vorbe despre albumul despre care ați spus. Cuprinde 18 cântece, începând cu prima imprimare la Electrecord în 1975 și până la ultimul album apărut la în 1998, Rugă, și acesta este motivul pentru care vom începe cu un prim cântec acum, se numește Cu iubirea de moșie, cu emoție spun că nu l-am mai cântat, în afară de vineri nu l-am mai cântat de 20 și ceva de ani, aproape da. Că-l și uitasem. Cu el ai intrat în Cenacul Flacăra, era undeva în Zlătineanu, la o casă de cultură minusculă. Acolo a citit Ion Horea poezia, m-a însușit-o, mi-a plăcut, m-a marcat și a ieșit cu iubirea de moșie. E adevărat și tragic, la 27 de ani de la momentul când poezia Ion Horea a fost lansată și preluată și transformată în cântec de Valisterian, ne putem pune din nou întrebarea cu iubirea de moșie, unde sunt acei bărbați? Cu iubirea de moșie, unde sunt acei bărbați? Unde-i zara sângerie peste umede Carpana? Monica
emoții am inversat strofa a doua cu strofa a treia și la fel, din cauza emoțiilor, mă așteptam la aplauze. Dar le primesc și pe alea în gând. Da, Vali, emoția este, după părerea mea, foarte atâta vreme cât există un semn al inocenței care lucrează. Ce ne cânti în gândurile? Surprise! Se cheamă Antirăzbăinică. Puține lucruri au rămas civile în acest veac ploios și militar. Nu zile, ci permisii de zile, copiii drepți cu numele lor sac. În durere, ca niște cinci sunt scrâșnit în stel și refuzat risit. Sunt 30 de războaie într-o lună și toate poartă moartea în arii. Nici moartea nu mai are niciun farmec în acest veac cu foarte mulți soldați. Sub tăi înferit stâng ca sudarme, peste de când suntem mitraria. De altfel și de observat din răzne și te simți pe propriul mar. De la conștiință până la glesne, omul e montat cu simțul lucruri puține. Nici inima nu are ritm civil și un regimentar aprinde bine civilului prea blec și prea umil. Zâmbim, soldați, e ceasul învierii, copii drepti din numele rosat. Reglementar să își salute ofițerul în acest veac troios și militar. Acesta a fost cântecul nostru vechi din anii 70, Antirăzbăinică. Un cântec care de altfel a și dat titlul primului meu album, 1978. Și un cântec din 82. Un cântec pe care v-am auzit mai devreme povestind despre relațiile, mă rog, totuși constructive între Timișoara, Phoenix și Sfinx București. Nu totdeauna erau însă și nepolemice, mai erau glume, mai erau... Absolut, dar în orice caz eu mergeam în turneu cu Sfinx, cu Dănuța Alda și
nici asta bănuiesc că nu știți, basistul de atunci de la Sphinx, domnul Bibi Ionescu, știa iluzia unei infele pe, din afară și, sigur, după concerte seara, la o bere, la ceva, tot recita. După săptămâna de turneu știam pe din afară și în următoarea s-a născut cântecul. Pentru că îi făcea... El o știa înainte, dar o face... Dar face o cântec. Nu știam. Da. Și acum, amintire că ai dus sau ce? Nu, iluzia unei insule. Iluzia unei insule, da. De seară plecarea în insula mea, trăsura de noapte așteaptă la scară, ia-s haine mai groase și nu întârzia, căci când polițiști s-ar putea să apară. Nu-ți face probleme dirijarul în morcii, cai sunt morții, trăsura e moartă. Fugi fără martori, nu știu ce porte, insula mea la cinci capete spartă. Îți face probleme, prinjarul e mort, și cai sunt mort, și trăsura e moartă. Acolo vom crește copii monstruoși, la chei de metal și de muzgă rupă. Cu vești nutriții pe la moșii strămoști, tactele graful cadavrul. Trage trei filme color de ochi și le vom trimite în lume de-ar rândul. Ca sticlă de bundule câte un ochi, al patrulea ochi pentru casă pe strângul. Vom trage trei filme color de ochi și le vom trimite în lume de-ar rândul. Nu-ți face probleme, e mijlocul verii, e mijlocul iernii, ciudată poveste. Iar când vei urca, e-n zadar să te sperii, trăsura ca moarte porându-te este. E numai iluzie, dincolo ziel, te aștept cu făclii 4600. Zadarnic te sperii că minge mereu, că străjile drumului fume de mute. E numai iluzie, dincolo ziel, te aștept cu făclii 4600. Ha! Ha! Vino și urcă și spune ceva, birjarul e mort, are sânge de cârjă. Te aștept fără martor în insula mea, port haine de mult, sunt aproape de birjă. Și dacă nu-mi vezi fața ce mi-am găsit, o să știi că în insula mea totuși simt. O vila cel mai proaspăt mormânt, întinde piciorul și calcă iubito. Și asta e totul pe care de seară, fantoma trăsurii așteaptă la scară. Ce splendidă piesă este aceasta peste ani. În momentul ăsta primesc niște versuri semnate Veronica Vlașca, o româncă din Timocu bulgăresc, versuri prelucrate de profesorul Dan Vană din Calafat și care mi se par extraordinare. Vali, te rog să-ți pregătești piesa următoare. Yeah.
iar eu o prefacez cu piesa Veronicăi Vlașca. Vlașca, desigur, înseamnă în esență românca. Vlah, Vlaș, înseamnă român. Când ascult cântecul cucului, parcă aș sta de vorbă cu Dumnezeu, orice l-aș întreba, cu cum răspunde, cu. Și eu gândesc că zice da. Când am să mor, nu mă îngropați, ardeți-mă, poate sufletul meu înghețat toată viața s-o încălzi. În sfârșit, toată noaptea m-am rugat la Dumnezeu să mă aduc în visul tău, dar Dumnezeu n-a avut timp pentru mine. Era foarte ocupat, toată noaptea își pregătise căruțele, toată noaptea își umpluse ulcioarele, toată noaptea își chemase lucrătorii, toată noaptea își ascuțise secera de lună proaspătă. Vai de mine, ce poet! Mâine pornea mare sângeros secerat în Bosnia. Iartă-mă, Doamne, că mă curg printre picioarele tale, dar nu era mai bine pentru toți dacă te ocupai cu visele mele? Mai citim versul de Veronica Vlașca, ascultăm pe Valisterian în continuare. Te regăsesc în orice umbră, ce se așternă pe pământ. Într-un cuvânt răstit în șoaptă, spre nicăiera nu-s de bun. Te regăsesc în orice clipă, care se scurge pe femeie. Dar în mult timp unui aripă, între dorință și mistere, mă gândesc mereu la tine, fericirea mea de-a fi. Fericire care vine și se duce în orice zi. Te regăsesc în orice zâmbe, într-un surâns nevinovat, rămas pe buze ca foșnesc, ca un cuvânt neterminat. Te regăsesc într-o privire, în care ziua nu s-a stins, fiorată de uimire și vinovată din adins. Mă gândesc mereu la tine, fericirea mea de-a fi. Fericire care vine
Veronica Vlașca, poetă din româncă, din Valea Timocului. Dacă e adevărat că viața începe când întâlnim dragostea, iată, eu plâng în leagăn și aștept să mă iei în brațe. Dacă aș putea să plâng, poate ar fi mai bine, dar așa o lacrimă mare, precum clopotul bisericii, se încearcă să vină. Dacă nu vine, gândul mi se astupă și am să zbier. Dacă vine, mă doboară ca vântul, mă înneacă și nu știu ce să te rog. Doamne, roagă-ți dragostea și să vedem, o să-ți vină moartea. Copilăria până clipești, tinerețea până ai bate din palme și bătrânețea noapte fără sfârșit. Numai moarte și nici un pic de naștere. Doamne, nu ai dreptate, iartă-mă că ți-o spun, dar ți-o spun. Nu puteai să faci schimbul. Dacă tu nu puteai, mă chemai pe mine și crede-mă, eu mă încercam. Veronica Vlașca, și iată aceste versuri cu care închei prima lectură din versul ei, versul de poetă excepțională. Când am să mor, îngropați-mă sub nuc, nu cu ăla ce era în capul viei. Nu că nucile erau ceva minunat, nu că erau mici, încuiate și mici, dar frunzele erau ca sufletul omului și amare și dulci. Veronica Vlașca, româncă de pe Valea Timocului. Versul prelucrate de profesorul Dan Vană din Calafat și aduse nouă de Tatiana Stepa. Acum Vali Sterian în continuare. Frumoște concluzii. Așa cum am spus, nu mă tem de concluzii și nici de premize, doar de urmări. Când timpul măsoară cu anii păcatul, în el stă sentința, în judecător. Și starea rămâne la fel de albastră, patima noastră curge înainte, căci vremea nu iartă nimic din ce este, nici chiar adevărul ascuns de cuvinte. Păstrez încă gust de pretins psiholog, dar urma lui ștasă rămâne în urmă. Iar eu, ca un miel nematurizat, renunț la cornițe și tot în turmă. Dar să fim înțeleși, nu e loc de confuzii, nu-mi place să văd că s-a plăcut o spină. Și nici nu mă tem, nu m-am spus de concluzii, și nici de premize, doar de urmă. Cine a scris versurile? Sincer? Da. Eu le-am scris. Da. Sunt frumoase. Într-o toamnă, da. Într-o toamnă târzie, chiar în timpul unui turneu Cenacul Flacăra, la Zalău se întâmpla. Da. Mi se pare că la Șimleu l-am... La Șimleu, exact. Acolo s-a cântat prima oară. Da. Asta și filozofie despre nimic. Ce cânti acum? Un cântec pe care iarăși l-am redescoperit acum, odată cu antologia, se numește Axioma copiilor, e scris pe versurile lui George Țărnă. Și spre bucuria mea, multe din cântecele pe care le-am inclus pe această culegere, mi s-a spus că se cântă în cabane, la munte sau unde stau la sala aparatului, cobor să iau ziarele și aud puști cântând. Și e surprinzător de plăcut să-ți auzi cântecele și să zici, mă, dar tu de ce nu le mai cânti? Și iată că
redescoperim și eu. Amintire cu Haiduș cu deosebire, se cântă în munți. Da. Se pare că e un chef de haiducire. Am să vă rog, pentru că sunteți bossul acestei emisiuni, să-l rugați pe domnul cu camera asta 3 să nu-mi scoată cablul, că nu-mi mai pot cânta. Da. Da, nu-i scoateți cablul. Știi bangula sinistru cu o femeie, cu un bolnav care a sunat să vină sora și eram, și a venit sora și a zis ce dori, și am semnă așa, și atunci ceva de hârtie și creion și el a scris și a murit și sora a luat hârtia și a citit: soră, de ce ai cărcat pe cablu? Exact. Te rog, bani. Copiii noștri merg la școală și inventează jocuri noi, dar dimineața când se scoală privesc pe liniștiți pe noi. Nici nu ne voie să se audă ce au de spus copiii. Putește-n aer vestea crudă și cama întrebărilor. Poporii plorar, dacă ne doare, când fric prin somnul de copii, găsim și loc destul sub soare și pâine-n brâul din câmpii. Cu spaimele îți pește-n duplă, lumina ochilor cu minț, și nu înțelegem cum se întâmplă de oară băura din părinți. Cât de frumos ar ști să doarmă dacă părinții s-ar vorbi, să nu mai nască nicio armă și cerul lumina copii. Copii plorar, dacă ne doare, când fric prin somnul de copii, găsim și loc pescul sub soare și pâine-n brâul din câmpii. Copii plorar, dacă ne doare, că-i fric prin somnul de copii, găsim și loc destul sub soare și pâine-n grâul din câmpii. Copii plorar, dacă ne doare, că-i fric prin somnul de copii, găsim și loc da. Când cânti ruga? Acum, da? O piesă excepțională, poate cea mai emoționantă piesă a lui Valisterian, pe versurile într-adevăr surprinzător de cuprinzătoare și de calde ale lui Corneliu Coposu. Rugă. Rugă.
Duce-mi, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă un timp de credință și sporește roa îndurării. Răsădește, Doamne, dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură și așterne peste munți nescură liniștea, iertarea și seninul. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării. Excepțională piesă. Iată și 6 telefoane sau 7. Călătorul Petru din București, considerăm că vă faceți un deserviciu invitându-l pe domnul Sterian. Nu, domnule călătorul Petru din București, eu obișnuiesc să trec de fleacuri, să trec de accidentele dintre oameni, de accidentele verbale, de eventual și să trec de ceea ce unii dintre contemporanii mei fac împotriva mea, pentru a încerca împreună un exercițiu de drum către esență. Vali Sterian este unul dintre cei mai valoroși cântăreți ai ultimei treimi a veacului 20, indiferent de lucrurile el le-a spus el despre mine într-o clipă sau alta, așa că nu fac niciun deserviciu. Chiar faptul că vă pun o problemă dumneavoastră, domnule Croitoru, înseamnă că mi-am atins și din acest punct de vedere scopul. Iată ce spune doamna Mariana Ionescu din București. Este de salutat revenirea domnului Vali Sterian cu rugămintea să nu mai scrie cântece vulgare ca în campania electorală 96. Felicitări pentru emisiune. Doamna Ciobanu din Craiova, sau domnul Ciobanu, sunt dezamăgit de alegerea noastră. Victoria Roșu din București, îi mulțumim lui Dumnezeu că existați și pentru că ne dați o lecție de toleranță, o lecție de compatibilitate și de esențializare a ceea ce avem de făcut. Doamna Victoria Roșu spune, dacă aveți puterea să-l iertați pe domnul Sterian, atunci iertați-l și pe domnul Doinaș. Eu cu domnul Doinaș nici n-am avut nicio polemică. Dar lui mi-a atacat copiii într-o ocazie unde eu nu eram și eu am spus, nici nu, ce am spus, că e un poet clasic, că e un mare poet și eu am spus, domnul Doinaș, nu dumneavoastră sunteți cel mai autorizat să vorbiți despre copii, că n-aveți. Eu am fost rău, nu dânsul. Dânsul doar mi-a atacat pe Andrei și pe Ana Maria. Domnul Doinaș, încă o dată vă spun, dacă nu mă lăsați în pace, mai fac încă un popor de copii. Funu Georgeta din București. M-am bucurat de revenirea domnului Niculescu. Bravo! Mă bucur și eu. Popescu din București. Domnule Opriș, să vă dea Dumnezeu sănătate, dumneavoastră, celor iubiți și tuturor colaboratorului postului 37 ABC, pentru că ne-l doriți pe Marele Poet Național Adrian Păunescu. Marea noastră proprietate comună și perpetuă, care nu poate fi furată nici măcar de FPS. Doamne, ocrotește-i pe român, zice poetul. Domnule Opriș, ocrotiți-l, pentru că așa ne ocrotiți pe noi. Sunteți un om cinstit, domnule Opriș. Iartă-ne, iubite poet, că nu putem face mai mult. Domnule Popescu, mă emoționează ce îmi spuneți. Radu Pătrașcu din București. Aș dori foarte mult să ascult Toamna. Nu știu cine anume și cine să cânte Toamna. Domnule, reveniți și precizați că nu știu care Toamnă. Toți poeții adevărați au scris despre Toamnă. Toți cântăreții
atinși de melancolie, au scris despre toamnă. Așadar, un mare folchist român, Vali Sterian. Se mai poate cânta? Te rog! Vali, eu nu te-am oprit nici când cenzura te oprea. Dar când sunt păreri... Din potrivă. Tu ai imprimat la radio Soare, vino soare, pentru că nu îți dădeau drumul cântecului, la Cenacul se cânta Doamne, vino Doamne. Corect. Cu precizarea că n-am imprimat niciodată Soare, vino soare. Este cântecul Soare, vino soare. Pariu? Pariu pe o lacrimă. Bun. Ți-o restitui din ochi în ochi. Da. Te rog. A fost publicat într-un supliment literar Scânteia Tineretului cu titlul acesta, dar imprimată niciodată. Bătrâne domn, eu am ascultat-o mai mult decât atât în procesul politic din 1985, când a fost dat afară de la Flacăra, unul din reproșuri era așa. Adrian Păunescu a zădărnicit eforturile redactorilor de la Radio România, care încercau să scoată misticismul din... Și la radio se cânta, ei spuneau că asta e prima variantă, Soare, vino soare, iar în Cenacul se cânta Doamne, vino Doamne, ca să ne facă în necaz. Deci, spun precis, poate a cântat-o altcineva, poate ai cântat-o. Se poate. Te rog. Pro-discret, dacă nu chiar anost, nici nu mai știi dacă are vreun rost să te frământ sau să stai liniștit până ce totul se va fi sfârșit. Promărul, parcă și din adins, n-ai niciun gând rătăcit sau pretins care să-ți vină chiar și efeme ca picătura ce cade în cer. Ploaia, ploaia nevinovată ca un plus. Ploaia, ploaia e și întrebare, e și răspuns. Vreau meschin, parcă răutăcios, totul îți pare întors pe dos și într-un fel parcă așa și e, dacă nimic nu-ți mai trebuie. Două în prezent, două și în lipsă, ca într-o finală apocalipsă, în care totuși te simți mult prea mic și n-ai putere să faci mai nimic. Ploaia, ploaia nevinovată ca un plâns. Ploaia, ploaia ești întrebare, ești răspuns. Ploaia, ploaia nevinovată ca un plâns. Ploaia, ploaia ești întrebare, ești răspuns. Aș vrea să semnalez calitatea versurilor care îi aparțin lui Vali Sterian. Această ploaie nevinovată ca un plâns, e și întrebare și răspuns, reprezintă, după părerea mea,
o realizare literară deosebită și mă bucur că lucrurile stau așa. Ce mai cânti, Vali? Ca să nu vă supere telespectatorii, să fie în final amintire cu Haiduci. Dar de ce să nu-i supere? Și dacă se supără, se gândesc după aia și... Le trece. Sigur că le trece. Terapia e cânte, cu adevărat. Mai cânte ceva în afară. Nu îmi spuneți? Da, te rog, eu mă înțeleg. Mai cântă ceva în afară de terapie, de amintire cu Haiduci. Terapie cu Haiduci. Asta merge. Bine, ce vrei tu? Ce zici că s-ar potrivi? O să încerc să cânt unul din cântecele vulgare pe care doamna le sesiza în timpul campaniei, deci nu se pare deloc vulgar. Se numește Exercițiu. Generație, aspirație, interdicție, demonstrație, revoluție, figurație, emanație, aberație, informație, deformație, opoziție, conspirație, instituție, separație, prostituție, decorație. Declarație, peorație, legislație, lamentație, retribuție, imitație, satisfacție, pensie, ocupație, populație, confinație, saturație, emigrație, circulație, constituție, rație. Compensație, alocație, subnutriție, implicație, explicație, complicație, educație, malformație, restricție, miliție, protecție, poliție, pretenție, corecție, atenție! Producție, reducție, construcție, obstrucție, seducție, corupție, vocație, voție, democrație, intenție, tehnocrație, direcție, birocrație, infecție, bogăție. Da, știi ce e curios? Că poezia, că faptul de cultură durează. Și prin fața faptului de cultură trec diversele forme ale politice. Când ai făcut în 96 chestia asta, era un atac de care se enerva un telespectator la adresa puterii de atunci. Acum dăm voie să nu mai pun data și mă uit tot ce ai spus. Valabil. E valabil acum. Absolut. Așa că nu vă supărați pe artiști. Ei au dreptul să fie eterne. Uite că producție, mă rog... Dacă vă amintiți, într-una din emisiunile dumneavoastră la Outpost, și există și pe albumul meu Rugă, un cântec care se numește Reformă cu algoritm, și eu în refren zic că... Hai să-l cântăm! Mirciu Mărește... Aoleu! De ce? Este excelent! Iar Mirciu Mărește este un om care are, cum să spun, deschiderea de a se bucura când aude cântecul.
Ok, asta e adevărat, dar vreau să spun că refrenul zice Mirci umărește-ne bugetul, urgentează performanța, domnul Vasile, cu mustața. Hai să-l cântăm. Mă încurc la text și... Na, bine, dacă, nu te, dacă te încurci. Dar zi de la tine, de ce? Știți de ce? Pentru că de atunci, de, când am creat eu cântecul, a curs așa, firesc textul. Da. Și atât de multe schimbări au fost în guvern, da, că m-a dat peste cap și... Păi, că, păi punem acolo remeșagul, ce vrei? Nu, nu vreau să te încurc. Nu. Nu ești într-un moment de viață în care să te încurc eu, care țin foarte mult la tine și țin la ceea ce durează din tot ceea ce ai făcut în acești ani de carieră. Te rog să cânți ce vrei. Da, o clipă. Zi-i, te rog, povestea, că eu n-am știut să o spun bine. Bine. În ce an ai scris cântecul? 1976, în propria mea bucătărie, într-o noapte târzie, pe Muțește, așa, și am vrut să-l execut prima oară la cenacul la Teatrul Național. Și nu-i găsiți în titlu, în cabină domnul Andreal de a asculta cânticul și a zis, Valicuță, zi, hai ducea, dar mijlocie spre a nu se confunda cu mica țigaliadă. Exact, cum se zice? Haiducea, dar mijlocie spre a nu se confunda cu mica țiganiadă. Și v-am zis, am o piesă nouă, ok, bag-o, cum se numește? Și când am zis titlul, a zis, afară, nu. Și s-a trecut peste al moment. După aceea, sigur, folosindu-ne de strategii de psihologi, vi l-am cântat la polivalentă pe și de psihologii de strategi. Sigur că da. Și îl cânta tot cenacul, așa, ce e asta? Ia mai ziceți odată. Al cui, aha. Și cum se cheamă? Păi nu are titlul, ia mai ziceți odată. L-am mai zis odată și... Amintire cu Haiduci. Și așa a rămas. Amintire cu Haiduci, după 24 de ani de la scrierea cântecului. Și portretul pe care mi l-a făcut Vali era unul de funcționar care de-abia vedea realitatea. Nu, nu, nu. Da, da. Bine. Portretul era de fapt al meu, de așa răzvrătit, care trebuia neapărat să sară în față cu un titlu și cu băț. Oricum îl iubeam pe Dan, am însușit titlul, dar nu l-am folosit niciodată. Nu se mai pierde, nu se mai vede lumea de cal. Dar pe la izboare nu mai apare umbra călare, atunci ai duc. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s cunale, cai și frintele haiducilor? Rai, 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 la drumul mare nu mai apare să mai omoare cât un ciocoi. Să ia toți banii pentru sărani, pentru sărmanii prin pânăle. Ani de sus ai gloriei lor.
unde-s pistoalele, unde-s jurnalele, ca și frinte, hai lucină. Rai, 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 Acesta e recitalul lui Vali Sterian. Dacă Vali mai vrea să spună ceva, le rog, să o facă. Zău că mai vreau să spun ceva. Te rog. Aș dori să mai cântăm un cântec care mi se pare potrivit de final, pentru că după aceea va fi priveliște fără bufon, așa se cheamă cântecul. Presupunând că eu am fost bufonul, să fie acesta ultimul cântec din această seară și nu din viață, dar în timp ce cântam amintirea Haiduci, mi-am adus aminte de altă întâmplare iar comică. Cântam eu solist vocal și chitarist la Roșu și Negru. Și în turneu la mare, mitică Tudan s-a trezit să spună: "A, tot românul e rockman, ia rock." Nu, e bluesman. Nu, e haiducman. Nu știu dacă a zis rockman, a zis tot românul e bluesman. Exact, bluesman, da. Bluesman. Și de unde până unde? Tot românul e haiducman. Haiducman, da. Hai să citim și ultimele bilete. Andra Brăiescu, sosite până acum, Andra Brăiescu din București, vă felicit pentru că l-ați invitat pe domnul Sterian. Iuliana Constantin din București, vă mulțumim pentru serie de cultură oferită. Da, doamna Constantin, de fapt ăsta este înțelesul cel mai adânc al întâlnirilor noastre. Dacă și aici ne vom sparge pe politică și pe opțiune electorală, va fi vai de sufletul acestei culturi. Doamna Iuliana Constantin îmi dorește multă sănătate și dorește sănătatea copiilor mei, ceea ce este cel mai impresionant pentru mine. Eu, într-adevăr, sunt un mare iubitor al copiilor mei, un protector al lor și al copiilor pe care am întâlnit în viață în genere. Țățan Valer din Maramureș, probabil că domnul Valer, care mi-a și spus că e cea mai frumoasă emisiune de televiziune din România. Acum 20 de ani cântam împreună cântece patriotice. Sunt mulți ani de atunci. Să ai puterea să spui da, să ai puterea să spui nu, în fiecare clipă grea, să ai curajul să fii tu. Multă sănătate, zice domnul Țățan, îi mulțumesc. Liviu Ștefanache din Craiova, salut revenirea domnului Sterian la sentimentele bune față de binefăcătorul său, domnul Păunescu. Apreciez modul poetului Păunescu de a face ca darul artiștilor să conlucreze pentru bucuria noastră și nutresc speranța ca și Ion Zubașcu să urmeze exemplul domnului Sterian și să fie aici unde a fost lansat. Nimeni nu are dreptul să muște mâna care l-a hrănit sau l-a ocrotit. Da, domnule Ștefanache, toate acestea sunt însă posibile. Important e să rămână după noi o experiență artistică în măsură să îi facă pe cei de după noi mai buni ca noi. Ascultăm din nou pe Vali Sterian. Bufonul regelui de vreme, sub lacă pieptină cu post. Curtenii n-au de ce se teme, dar viața nici mai apelos. La harnicul răstoarnă cupa, regina are insomnii. Armașul trist cu toată trupa, cultivă întuneria somnii. Și toată această dezolantă priveliște fără bufon, trenul rece pe paiantă de morții primul telefon. Bufonul rege lui pe vreme sub placă ție ținut cu post. Curtenii n-au de ce se teme, dar viața nici mai află rost. Oh,
iarnă cu răstoarnă cu pan. Regina are insomnii, armașul trist cu toată trupa. Cultivă-n tunări asumii și-n toată această dezolantă priveliște fără bufon. Bătrânul rege pe baiantă, de morții primului telefon. Alo! 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 Mulțumesc, Vali. Poate n-ar fi rău dacă finalul ar fi totuși nopți. L-ai uitat cântecul? Niciodată. Te rog. Iată ultima piesă a recitalului lui Vali Serian. Pregătiți-vă pentru 49 de minute absolut extraordinare. Repet, e pentru prima oară în istoria României când ziua națională 1 decembrie a fost sărbătorită oficial, adică într-o sală cu oameni vii, cu autorități și cu oameni de cultură la Chișinău, 1 decembrie la Chișinău. Aș vrea să vedeți în această sărbătoare nu numai propria noastră izbândă, în ciuda tuturor umilințelor pe care le-am îndurat la graniță, nu numai izbânda fraților noștri, oamenii de cultură din Chișinău, ci și, să vă uitați în sală, să vedeți cum sunt cu adevărat basarabenii. Pentru că ticăloșia de a spune că basarabenii nu vor unirea, trebuie să înceteze. Basarabenii nu vor să se unească nici cu familiile lor atunci când e urât, atunci când e mizerie, atunci când este crimă. Dar o să vedeți cum sunt basarabenii în realitate, în fața reperelor naționale. Acum însă, nopți, unul din marile cântece ale perioadei celor 30 de ani, la care facem referire când vorbim despre mișcarea de folk din România noastră. Vali Serian. Doar vino doar să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doar vino doar să vezi ce-a mai rămas din oameni. Noi sunt și triste, acasă mă gândesc și pe voi, acolo vă zăresc. Sunt nopți pline de groază, pentru mine îmi răspăi. Sunt nopți de paz, acolo la voi. Și Doamne, pentru ce o viață de coșmar? Și pentru cine se poare în zadar? Sunt nopți pline de groave, când teamă-mi e să fii. Sunt nopți de pas, de care nu mai știi. Doar, vino doar, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doar, vino doar, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Ce nu încetați acest cumplit război? De ce vă gândiți numai la voi? Și nici nu vă pasă de mama care-și plânge copilul său ucis.
ce zacem bols de sânge. Și nici nu vă pasă de cei ce nu mai sunt, de cei ce le acuz de-acolo din mormânt. Vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Da, într-adevăr, piesă excepțională care încheie sus recitalul unui artist adevărat, unul dintre cei mai importanți folchiști acestor 30 de ani, Valisterian, pe care îl salutăm printre noi și îl așteptăm oricând cu aceeași prietenie, cu aceeași dragoste și cu aceeași speranță. Eu vreau cu această ocazie să vă spun că mi s-a limpezit o anumită idee care cred eu că este firească. Peste câteva zile intrăm în ultima jumătate de an, a ultimului an, al ultimului veac, al mileniului 2. Vom mai avea 6 luni și vor cânta cocoșii mileniului 3. Mă gândesc să facem în așa fel încât în aceste 6 luni să realizăm niște sinteze și la emisiunea de dialoguri de sâmbătă și la emisiunea de Cenaclu, totuși iubirea de duminică, niște sinteze ale acestui veac românesc, cu toate ale sale. Totuși, creativitatea este salvatoare. Disciplina e obligatorie în condițiile haosului de la noi și din zona noastră. Managementul bun este ceea ce îi trebuie românului, dar creativitatea nu trebuie pierdută. Pe asta cred eu că putem miza spre a oferi și un anumit tablou, un anumit inventar al faptelor extraordinare produse în acest veac, de la Paulescu și Bazgan, la oamenii care astăzi produc și care continuă să gândească, precum și un recensământ al valorilor. Mi-aș permite să spun 4 versuri la care tocmai mă gândesc. Final sângeros de mileniu și veac, se întorc către sine izvoarele, e vremea în care se fac recensămintele și inventarele. Suntem datori să aducem niște limpeziri pentru a putea ieși din confuzia în care trăim. Confuzie îngrozitor de periculoasă pentru esența noastră. Ziceam că am plecat de la București cu entuziasm la o invitație a unor prieteni scriitori din Chișinău, Valeriu Matei și Nicolae Dabija, precum și Grigore Vieru, protectorul nostru. Am plecat entuziaști către Chișinău și am fost blocați, arestați, perchiziționați la granița română-română. Am pătimit multe, despre ele va fi vorba și în filmul pe care îl veți vedea. Intrați acum, vă rog, în istoria contemporană. Era 1 decembrie 1995. Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Adrian Păunescu, Andrei Strâmbeanu, cântăreții cenacului nostru. Toată această întâmplare a fost împărțită în trei secvențe importante. Una are 49 de minute, una 43 și cealaltă 45. Dacă va fi timp, le vom vedea pe toate în noaptea aceasta. Dacă nu, vom vedea numai una sau două și depinde și de dumneavoastră cum reacționați, cum vă trebuie. În orice caz, după prima secvență, vor intra în scenă Tatiana Stepa și Andrei Păunescu. Acum,
Ne despărțim de Valisterian și de compania de sunet, mulțumindu-le pentru prestația excepțională pe care au avut-o în scena Cenaclului Totuși Iubirea. Și noi vă mulțumim. Sănătate, Vali. Doamne ajută. Acum, Cenaclul Totuși Iubirea la Chișinău, 1 decembrie 1995, istorie la care am participat.